Un nou primar se pregătește să își ia în primire atribuțiile la primăria Drăguțești. Cine este acesta se va decide în curând, cu atât mai mult cu cât astăzi prefectul de Gorj Alin Văcaru a semnat ordinul de încetare a mandatului primarului interimar al comunei Irinel Ungureanu. Liberalii gorjeni merg pe mâna lui Vasile Paștea pentru șefia primăriei Drăguțești. Primarul ales al comunei Drăguțești, Vasile Moșoiu, și-a pierdut mandatul în vară din cauza unei condamnări. Locul său a fost luat de viceprimarul Irinel Ungureanu, însă Partidul Național Liberal i-a retras acestuia sprijinul politic la scurt timp după ce a preluat funcția. Astăzi, prefectul Alin Văcaru a semnat hârtie de încetare a mandatului lui Ungureanu și urmează să fie întrunit în scurt timp o ședință a Consiliului Local Drăguțești, în cadrul căreia se va stabili cine va ocupa scaunul de primar, cel puțin până la viitoarele alegeri locale. Conform prevederilor legii 215 modificate și republicate și legii 393, în termenul de 30 de zile a fost emis ordinul de constatare încetării de drept a mandatului de consilier al domnului Ungureanu de la primăria, de la Consiliul Local Drăguțești. Deocamdată nu se știe când anume va avea loc ședința. Nu știu să vă spun, pentru că trebuie convocată de Consiliul Local Drăguțești, după ce ordinul prefectului prin care se constată încetarea mandatului actualului viceprimar va ajunge la primăria Drăguțești. Reprezentanții Partidului Național Liberal Gorj au declarat în repetate rânduri că la viitoarele alegeri partidul îl va susține pe actualul președinte al organizației din Drăguțești. Președintele organizației, domnul Vasile Paștea, este persoana pe care Partidul Național Liberal o susține pentru postul de viceprimar al comunei Drăguțești. Consiliul Local Drăguțești are în componență majoritate liberală, 2 socialdemocrați, un membru UNEPR și unul din partea PPDD. Prin urmare, liberalii sunt cei care pot decide cine va fi noul primar al comunei.